Zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui, nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc cinstveșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o cifte nu va trece din lege, până ce nu se vor face toate. De cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor, iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Treimea în unime și unimea în treime, așa se exprimă teologii adevărați când vorbesc despre adevărata Sfântă Treime. Treimea cea de o ființă și nedespărțită, Dumnezeu cel adevărat, la care noi ne închinăm și ne închinăm, pentru că însuși Dumnezeu, Tatăl și Fiul în Duhul Sfânt, nouă ni s-a revelat. Și noi, creștinii ortodoxi, nu suntem vreo religie, ci suntem Biserica lui Hristos, suntem trupul lui Hristos, suntem mădulare în parte din acest trup, tocmai pentru faptul că ne unește credința cea adevărată în Treimea cea Sfântă. Credința cea adevărată este cea care ne-a fost nouă dată și revelată de la Dumnezeu, nu de la om. De la Dumnezeu prin Fiul Său și Cuvântul Său în omenie. De aceea, iubiți credincioși, astăzi, când sărbătorim, răsărim, cinstim pe Sfinții Treierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie Nazian, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, de Dumnezeu Grăitorul, că asta înseamnă Teologul, și pe Sfântul Ioan Gură de Aur, această treime de arhierei dumnezeiască, treime de arhierei minunată, treime de arhierei sfântă. În această zi, iubiți credincioși, nu facem altceva decât, prin viețile lor, noi să cinstim pe Dumnezeu. Pentru că cine cinstește pe prietenul Dumnezeu, cinstește pe Dumnezeu însuși. În pericopa evanghelică de astăzi spune clar la final: cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Acești sfinți au învățat toată știința lumească și după aceea au pus această cunoaștere la nivel rațional la picioarele crucii și ale credinței. Și au trecut la știința lumească, la cunoașterea duhovnicească și după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au cunoscut din teorie la nivel rațional, ci din teorie la nivel duhovnicesc, văzând pe Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu, trecând din practică la teorie, din curățare de patimi, iluminare la dumnezeire, și aceștia, după ce au trăit și au făcut, iată că au plecat la propovăduit și la predicat. Și fapta și viața lor a fost unită cu predica, și cu trăirea interioară. Adevărații sfinți neptici, adevărații sfinți isihaști, adevărații sfinți care toți au avut o lucrare interioară, s-au manifestat în lucrări exterioare diferite, dar în interior toți erau duhovnicești, mistici și neptici cu Dumnezeu, dar în lucrări exterioare erau diferiți pentru că lucrările erau de la Dumnezeu diferite, potrivit cu nevoile bisericii și ale poporului.
De aceea iubiți credincioși, unimea în trăime și trăimea în unime, Sfânta Trăime care s-a manifestat și a lucrat în acești sfinți trăierari, a făcut ca aceștia să devină stâlpi ai Bisericii Ortodoxe, stâlpi ai Bisericii lui Hristos, să devină stâlpi prin trăire, prin viețuire și prin predicare și prin propovăduire. De aceea, unul este Sfântul Vasile cel Mare, care a plecat la lucrare cu mâinile sale, a lucrat Dumnezeu prin el, în așa fel încât el a susținut biserica și prin cuvânt și concret, întemeind 8 monahale, alcătuind rânduieli pentru viața monahală, rânduieli de Sfântului Vasile cel Mare, lucrând practic pentru întărirea poporului, organizând pentru cei bolnavi și neputincioși spitale și forme de întrajutorare, de aceea Vasileada Sfântului Vasile cel Mare este o manifestare concretă a iubirii de aproapele. Spitalul iubiți credincioși este întemeiat de Sfântul Vasile cel Mare, pentru că mila creștină implică lucrare practică, manifestare, apropiere de aproapele, ungerea cu un de lemn și vin, ridicarea celui căzut între tâlhar și dus la o casă de oaspeți, care este biserica din punct de vedere duhovnicesc și bolnița din punct de vedere trupesc. De aceea trebuie să înțeleagă tot că n-au inventat ei roata și iubirea, ci este de la Dumnezeu și prin Sfinții Săi. Mai ales cei care poartă halat alb ar trebui să-L aibă pe Sfântul Vasile cel Mare de protector fiecare în felul lui în spital. Sfântul Vasile cel Mare reprezenta Iisus Hristos și mâinile lui Dumnezeu care lucra cu putere în popor. Sfântul Grigorie de Nazianz, teologul, grăitorul de Dumnezeu, rafinatul, subțire la minte, la inimă, la suflet, cel care avea în el nevoia de manifestare într-o stare interioară de isihie, care a renunțat și la manifestarea lui ca ierarh în popor și s-a retras în lucrarea interioară, este cel care este numit teologul, văzător de Dumnezeu, pentru că a avut Domnul Dumnezeu o lucrare prin el la nivelul cuvântului. El devenind, iubiți credincioși, mintea. Dacă Sfântul Vasile erau brațele, iată că era mintea prin care lucra Dumnezeu Tatăl. Și Sfântul Ioan, gură de aur, era cel prin care cuvântul cuvânta către popor și el era gura lui Dumnezeu. Iată brațele, iată mintea, iată gura, toți trei la un loc, minte, brață și cuvânt, manifestarea Sfintei Trăimi în forme diferite. Pentru ce? Pentru Biserica lui Hristos, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Dar de ce este biserica una? Pentru că unul este Dumnezeu, una, iubiți credincioși, este biserica lui. Unul este mirele, una este mireasa. Unul este capul și unul este trupul. De aceea, iubiți credincioși, nu sunt mai multe biserici. Nu există mai multe mirese, nu există mai multe trupuri. Aceasta este o erezie și o blasfemie. Nu există o rădăcină și mai multe trunchiuri, mai multe coroane și așa mai departe. O rădăcină, un trunchi, o coroană și fructele. Lăsate de Dumnezeu, iar celelalte invenții omenești nu sunt altceva decât niște rătăciri și niște absurdități. De aceea, iată ispită drăcească, iubiți credincioși, ca să lovească în unitatea dumnezeiască și în unitatea bisericească. Pentru că a avut dracul să strice unitatea dintre Tatăl și Fiul, atât în pustiul Carantaniei, cât și pe cruce, când întreba în continuu, de ești tu Fiul lui Dumnezeu? Fă ca aceste pietre să transforme în pâine. De ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dă-te jos de pe cruce. Iată că în timpul erarhilor acestora, iubiți credincioși, erezie mare se lupta cu acest cuvânt. De ești tu Fiul lui Dumnezeu? Arii ereticul spunea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, ci este o creatură, prima creatură. Și atunci Sfântul Vasile cel Mare și celălalt erarh, iubiți credincioși, prin a lor
predicare, prin a lor trăire, prin a lor propovăduire și în misiune duhovnicească s-a luptat mai întâi cu erezia aceasta a lui Arie, care lupta împotriva lui Hristos. Iată că ierarhia a luptat împotriva ereticilor pe toate fronturile. Și au susținut ortodoxia în sinoade, în biserică, în predică, în propovăduire, în cuvânt. Toată viața lor s-a luptat împotriva minciunii demonice și pentru statornicirea învățăturii de credință și a Domnului. Asta era lucrarea lor, credincioși, pe verticală. Să trăiască în Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu, să cuvânteze Dumnezeu prin ei și ei să cuvinteze poporului și să se manifeste cuvântul lor la nivelul dogmelor, canoanelor și rânduielilor, în așa fel încât în Biserica lui Hristos să fie armonie după voia lui Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, iată dracul bagă zizanie ca să despartă. Diabolos, cel care desparte în două, cel care rupe, cel care frânge, cel care dezbină. Dracul a băgat zizanie de data aceasta nu pe poftă, nu pe mânie, nu pe iubire de argint, ci pe o râvnă nesăbuită prostească între creștini în Constantinopol, în secolul al XI-lea, iată că unii s-au împărțit în grigorieni, alții în vasilieni, alții în ioanieni, se numeau după învățătorul pe care îl cinsteau și spuneau că Vasile este mai mare. Alții spuneau că Ioan a avut gură de aur și a iubit poporul. Alții spuneau că Grigorie era un neptic și un isihast și un contemplativ și a fost mai mare unul decât altul. Și fiecare, mi-s credincioși, luând frânturi de adevăr, iată că s-au grupat și au început să se războiască, nu mai aveau de ce să se ia decât să se războiască între ei, să se despartă între ei, să se rupă unitatea dintre ei, pentru că ținea care cu un sfânt, care cu alt sfânt. Și atunci, mi-s credincioși, a fost nevoie de lucrare suprafirească, a fost nevoie de teofanie, a fost nevoie de vedenie. De vedenie, pentru că Sfinții ierarhii biscredincioși, pe care i-am cinstit toată această lună, începând cu Sfântul Vasile cel Mare pe 1 ianuarie, Grigorie și Ioan, iată că îi vedem de data aceasta pe toți adunați într-o singură icoană a Sfinților ierarhi, unitate de ierarhi sfinți biscredincioși, trăime de arhierei mult lăudată. Îi vedem cinstiți pentru că s-au arătat ierarhului, s-au arătat episcopului din Constantinopol și a spus așa: noi trei, în fața lui Dumnezeu, avem îndrăsneală mare. Noi trei, una suntem în lucrare. Noi trei nu facem altceva decât să ascultăm de același Duh Sfânt, chiar dacă avem manifestări și lucrări diferite, dar de același Duh Sfânt am ascultat fiecare dintre noi. Noi trei n-am fost unul mai mare decât altul, ci ne-am smerit unul față de altul pentru unitatea credinței, unitatea dintre noi, unitatea bisericii. N-am rupt biserica. De aceea, iubiți credincioși, această icoană care poate fi împodobită, această icoană de arhiereimul lăudată, poate fi împodobită cu mari sfinți și cu vioși din luna aceasta, începând cu Antonie, Atanasie, Macarie, Eftimie, Marcu, Evgenicu și toți ceilalți care prin viața lor au fost, de fapt, lumini, lumini prin care a luminat lumina Hristos în popor, aceștia adunați într-un buchet de sfinți al Dumnezeu, nu sunt altceva decât o mărturisire practică prin viața lor a luminii cele adevărate, a adevărului Hristos înomenit, Dumnezeu înomenit, Iisus Hristos, și a credinței noastre ortodoxe, iubiți credincioși. Tocmai în această lună vedem cum vor să dezbine prin săptămâna ecumenistă, an de an, cu o răbdare nebună și drăcească, an de an, trădează sub ochii poporului cu o nesimțire și cu un tupeu ieșit din comun, de la patriarhi și până la teologi și până la preoți,
Trădează păstrând punct cu punct, an de an, întâlniri cu cine? Cu papistași, protestanți, neoprotestanți, monofiziți, armeni și așa mai departe. Se întâlnesc ei pentru o iubire frățească, omenească, slujind împreună în biserici și catedrale cu blagoslovenia firească, se întâlnesc și nu fac altceva decât să lovească împotriva acestei icoane de sfinți, a sfinților ierarhi și a acestor sfinți cuvioși, care toți prin viața lor au mărturisit credința una sfântă, sfântnicească și apostolească biserică. Și atunci, iubiți credincioși, punem întrebarea. Nu le este rușine, chiar dacă sunt patriarhi, ecumenici patriarhi la unor biserici locale, chiar dacă sunt teologi sau ce-o fi ei, nu le este rușine în această sărbătoare mare a sfinților trei ierarhi, ei să dea ochii în icoane cu sfinții ierarhi, care s-au luptat cu arie, arie care credea și susținea că Iisus Hristos este o creatură. Păi dacă Iisus Hristos este o creatură, ce spunea Iustin Popovici Sfântul, iubiți credincioși și marele teolog? Că noul arianism este papismul. Noul nebun după Iuda și după Satana este papa, care și-a asumat în nebunia lui să se numească vicar al lui Hristos. Păi dacă omul este vicar al Dumnezeu, asta este o erezie cumplită. Și atunci vă punem întrebarea. Cum puteți voi să dați ochii cu Sfinții Ferari care s-au optat pe viață și pe moarte împotriva lui Arie și voi să susțineți noul arianism care este papismul și tot ceea ce decurge din el ca erezie, protestantism, neoprotestantism și așa mai departe. Cum dați voi ochii cu Marcu Evgenicu din luna aceasta și cu toți sfinții cuvioși? Cum dați voi ochii cu sfinții din calendar și nu numai aceștia? În această lună, unde sunt cei mai mari, poate, din sfinții ierarhi și cuvioși ai bisericii? De aceea, iubiți credincioși, vedeți cât de mult s-au luptat aceștia pentru întoarcerea creștinilor la dreapta credință și la adevărata biserică? Până la sfârșitul vieții lor. Vedeți cât de mult au mărturisit și au susținut credința prin scrierile lor, prin teologia pe care ei au propovăduit-o și au scris-o în cărțile lor. Vedeți cât de mult acești sfinți trei ierarhi au lucrat după voia lui Dumnezeu, cel unul în treime slăvit. Și atunci, oare noi, iubiți credincioși, n-ar trebui să ținem cu dinții, cu viața noastră, de una sfântă sobornicească și apostolească biserică? De o credință, un domn și un botez? Să ținem cu dinții și cu viața noastră ceea ce ne mai a rămas de mărturisirea de credință? Și atunci punem iarăși întrebarea. Cu ce tupeu și cu ce îndrăsneală aveți voi curaj să-i prostiți pe creștini an de an în săptămâna ecumenistă? Numai pentru că sunteți implantați în biserică. Numai că sunteți scoți de topor. Numai că sunteți infiltrați. Și de aceea nu ne este teamă de voi să vă numim niște apostați. Pentru că nu sunteți de-ai noștri. Dacă ați fost de-ai noștri, vă respectam. Dar dacă sunteți de altora, dușmanii credinței, pentru că uitați-vă, în perioada asta, în secolul al XI-lea, când dracul lupta să dezbine creștini în Constantinopol, tot pe la 1054, în secolul XI, lupta pe partea cealaltă în apus, ca să-i scoată pe creștini din apus, prin papa și toți ereticii care au urmat cu el, să-i scoată din biserica ortodoxă, să-i fărâmițeze, iubiți credincioși, papistași, și apoi iarăși pe la 1514 ceva, să-i scoată, să-i rupă în protestanți, pe protestanți, până i-a fărâmițat de tot în sute de grupări. Iubiți credincioși, toți se numesc creștini. Acum, dracul lucrează invers. Dacă atunci a vrut să fărâmițeze bucată cu bucată ca să îi distrugă, acum îi adună toate aceste bucățele într-un mod forțat în numele unei iubiri, în numele unei unități mincinoase și false, în numele unei minciuni sacrificând adevărul, în numele bisericii, de fapt, a unei biserici mondiale globale, în numele lui Dumnezeu, un Dumnezeu pe care îl numește fiecare în felul lui, cum poate și cum îl duce mintea, în numele luminii, dar de fapt sunt lumini nu adevărate, ci false lumini, se adună aceștia într-o super biserică și în Consiliul Mondial al Bisericilor și
nu fac altceva decât să facă lucrarea drăcească de la final a lui Antichrist, în care iubiți credincioși se sacrifică prin diluare adevărul, lumina, credința, biserică. Dar biserica lui Hristos nu poate fi diluită de porțile iadului, de gurile iadului și de gurile ereticilor, pentru că temelia ei este pe adevărul Hristos. De aceea noi vă îndemnăm, plecând de la sărbătoarea aceasta, a Sfinților Trei Ierarhi, care toată viața lor au luptat pentru unitatea bisericii, care au apărut în vedenie ierarhului și le-a spus clar, noi toți trei am avut aceeași lucrare, aceeași credință și am mărturisit același adevăr. Nu vă împărțiți între voi. Noi vă îndemnăm în continuu. Rămâneți în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, în Biserica Ortodoxă. Vă îndemnăm în continuu să lucrați la această unitate, nu numai prin credință, ci și prin fapte. Pentru că cel ce face și va învăța, acela mare se va chema. Și nu numai prin credință și faptele voastre de zi cu zi, ci și prin propovăduirea credinței, pentru că astăzi, în vremurile acestea, este nevoie ca fiecare dintre voi să fie un misionar, să fie un apostol, să fie un propovăduitor al credinței și un mărturisitor al adevărului, fiecare în felul lui, în locul lui, ori este un trădător, ori este un mărturisitor în casa lui, în mediul lui, între prietenii, la serviciul lui și așa mai departe. Sfinții Trei Ierarhi, asta ne cer astăzi, iubiți credincioși, mai mult ca oricând, să păstrăm credința și unitatea de credință. Această unitate de credință este unitate într-un adevăr, într-un Hristos. Nu într-o unitate lumească, unitate în diversitate, nu într-o unitate mincinoasă, cum vor aceștia să adună o turmă și un păstor care să fie, de fapt, o turmă mincinoasă, mare, care să slujească la Antichrist. Nu! Nu te teme, turmă mică, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Turmă mică care trebuie să-și asume crucea mărturisirii. De aceea le spune clar pe față, rușine să le fie tuturor celor care îndrăsnesc după atâția ani, în continuu, să slujească și să participe dintr-o ascultare prostească cei mici, dintr-o nebunie drăcească cei mari, la această săptămână ecumenistă, cu toți ereticii pe care o sândește credința noastră ortodoxă, începând de la primele sinoade ecumenice și la ierarhii bisericii cei din vechime. Rușine să le fie și anatema, le spunem și noi, pentru că sacrifică credința, sacrifică suflete și sunt luptători împotriva sufletelor, precum tatăl minciunii tatăl lor. Anatema, le spunem și lor, în această zi, a Sfinților Trei Ierarhi, iubiți credincioși, tocmai pentru că ei pregătesc nebunii o lucrare drăcească, perversă și întoarsă pe dos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că unitatea credinței, unitatea de credință, se realizează prin unitatea tuturor creștinilor. Și unitatea creștinilor ortodoxi este adevărata unitate atunci când ei se unesc cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, în trupul și sângele lui Hristos din Sfântul Potir. Și aceștia întorc totul pe dos în mod satanic, pregătind un potir comun, așa cum vedeți voi în sigla aceea perversă și satanică de la Sinodul Tâlhăresc din Creta, când vedeți un potir întors, răsturnat și amestricat în acea siglă, pregătesc un potir comun în care să realizeze unitatea de credință și unitatea de împărtășire cu Sfintele Taine și în felul acesta se atragă pe toți la amarea apostazie care va fi înainte de Antichrist. Marea apostazie, război mare, necazuri mari, tulburări mari, toate vin de pe urma căderii din har, căderii din har care vine din căderea din credință și în adevăr. De aceea, încă o dată vă îndemnăm. În cinstea Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore și Ioan, să fim următorilor în unitate, în fapte, în credință, în mărturisire și în mărturisirea credinței cele adevărate, în Sfânta Treime cea adevărată, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.